Salutare! Astăzi, ziua a 11-a, a fost o zi de relaxare pentru mine. M-am trezit foarte târziu și am simțit apoi nevoia să stau în continuare în pat, ceea ce am și făcut. În timpul postului sunt foarte atentă la ceea ce simt și îmi ascult corpul, pot să zic că în mare măsură. Un lucru cu care lucrez cam greu este gustul neplăcut pe care îl am în gură. Uneori este un gust pregnant amar, alteori este dulce, alteori este foarte acru, dar am început să mă obișnuiesc cu el. Vine de undeva de la nivelul gâtului, în general, și chiar dacă mă spăl des pe dinți sau îmi clătesc gura, el persistă. Pentru astăzi nu ar fi alte reacții de menționat, așa că aș vrea să trec la subiectul pe care l-am propus pentru astăzi și anume beneficiile postului și de ce ar fi indicat să ținem un post. După primele 3 zile de post cu apă, organismul trece de la procesarea glicogenului la asimilarea grăsimilor. În urma acestui proces apar anumite substanțe numite cetone. Acestea sunt folosite de celulele sănătoase, în timp ce celulele canceroase, de exemplu, nu sunt obișnuite cu acest tip de substanțe. Cetonele sunt folosite foarte mult de dieta ketogenică, care este foarte cunoscută pentru cazurile de epilepsie. Creierul este cel care are foarte mult de beneficiat în urma acestor substanțe și în urma alimentării cu cetone, el își prelungește viața. În timpul postului, corpul în întregime întinerește. Pielea este mult mai tânără și mai elastică, dar și organele interne întineresc. Ceea ce înseamnă, în concluzie, că un post cu apă ne prelungește viața. Zilele trecute am descoperit o carte destul de veche, scrisă de Upton Sinclair în anul 1911, se numește The Fasting Cure. O să aveți un link în descriere de unde puteți face rost de ea și să o citiți. Este în engleză, dar merită citită. În această carte am găsit câteva informații foarte prețioase despre postul cu apă. Upton Sinclair recomandă postul în efectiv toate tipurile de boli, mai puțin în cazul tuberculozei. Aceasta este singura afecțiune pe care nu o recomandă să fie tratată cu ajutorul postului cu apă. În primul rând, el recomandă postul pentru afecțiunile stomacului și ale intestinelor. În intestine și în stomac se acumulează foarte multe impurități, iar în timpul postului acestea sunt curățate. Datorită acestor impurități sunt în corp tot felul de afecțiuni, sunt generate anumite afecțiuni care ne afectează nu doar intestinele și stomacul, ci întregul corp. În al doilea rând, el recomandă postul pentru afecțiunile generate de substanțele toxice pe care le asimilăm în urma mâncării și a aerului poluant. Acestea fiind depuse în corp, dar asimilate și de sânge. Toate aceste substanțe acumulate în sânge și în organele de eliminare generează dureri de cap, reumatism, afecțiuni ale ficatului și ale rinichilor, dar și afecțiuni ale pielei. În al treilea rând, el recomandă postul pentru afecțiunile infecțioase, acestea fiind generate de o invazie de bacterii. În urma postului, bacteriile pot fi eliminate cu ușurință. Upton Sinclair a scris cartea sa în 1911, după ce cu un an înainte publicase 2 articole în revista Cosmopolitan. În urma articolelor sale a primit aproximativ 870 de scrisori din partea unor oameni. Unii dintre ei au ținut postul cu apă, alții însă aveau întrebări. Au fost persoane care i-au scris să-l întrebe dacă
pot să țină un post cu apă în cazul în care ei se simt destul de slăbiți. El le-a răspuns că este chiar recomandat să țină un post cu apă pentru că corpul fiind slăbit are nevoie de energie. În momentul în care noi dăm corpului mâncare, nu îi dăm energie neapărat, ci îl punem să digere mâncarea. Ori corpul are nevoie să se canalizeze spre altceva, spre a face corpul să fie mai puternic. Din acest motiv este indicat ca în momentul în care ești bolnav, te simți slăbit, să ții un post cu apă, să-l începi chiar din momentul în care te simți că ești în neregulă. Nu aștepta să treacă o perioadă sau nu încerca cu medicamente. Efectiv, încetează să mai mănânci și dă-i corpului răgazul de a se reface. Și copiii, în general, când au febră sau sunt răciți, nu ar trebui să fie forțați să mănânce, pentru că, în general, în momentul în care corpul este ușor bolnav sau chiar mai tare bolnav, el își pierde apetitul. Sunt, de exemplu, multe persoane care ajung la spital și ei fiind grav bolnavi sunt forțați de anumite persoane, persoane dragi, doctori, asistente, să mănânce ca să își revină. Acesta este un mit pentru că corpul în acel moment are nevoie de repaus total și nu de mâncare. Dar asta este, oamenii așa sunt obișnuiți, oamenii cred că nu putem trăi fără mâncare. Poate ai observat, dar și animalele în momentul în care sunt bolnave, ele încetează să mănânce. Asta până în momentul în care încep să își revină să se simtă mai bine. Deci, în mod normal, ar trebui să învățăm de la animale și să facem și noi același lucru. Atunci când ne simțim rău, atunci când suntem slăbiți, să nu mâncăm. Despre beneficiile postului cu apă am putea vorbi foarte mult. Sunt scrise cărți întregi despre acest subiect, însă eu mă limitez doar la ceea ce am spus în videoul de astăzi. Ne auzim mâine la un nou video în care voi încerca să prezint câteva din cazurile prezentate în cartea lui Upton Sinclair, dar nu numai. Ne vedem mâine! Bye!